Cu ajutorul lui Dumnezeu revenim în această seară la studiul nostru din Evrei, capitolul 6, respectiv adevăruri începătoare, așa se numește serialul nostru din un scurt pasaj la începutul capitolului 6 din Cartea către Evrei, Epistola către Evrei. În acest uh, șir de învățături fundamentale, de bază, am ajuns la botezuri, învățătura despre botezuri. E un plural acolo, pentru că se poate vorbi despre botezul pocăinței, despre botezul lui Ioan, despre botezul cu foc, despre botezul cu Duhul Sfânt. Iar dacă vă amintiți unde am rămas, am rămas la partea a doua a lecției despre botezul cu Duhul Sfânt. Iar această parte a doua, avea de gând să se ocupe cu câteva întrebări, să răspundă, să încerce să răspundă la câteva întrebări, întrebări delicate, întrebări controversate. În timpul scurt care ne-a rămas, nu o să putem răspunde, undeva vreo patru sau chiar cinci întrebări ar fi. Am început aceasta. Atunci când vă amintiți, de asemenea n-am reușit să parcurg cele cinci întrebări, așa că nici în seara aceasta nu-mi propun să le parcurg. Așa este împrejurarea, așa este contextul, dar nu e nicio grabă, nu e niciun stres și doar voi enunța cele cinci întrebări. Și probabil că o să mă ocup de una din ele în această seară, cu ajutorul Domnului. Prima întrebare era dacă botezul și darurile Duhului Sfânt sunt actuale și sunt valabile și sunt prezente în Biserica de azi, în Biserica Domnului de azi. dacă. Botezul cu Duhul Sfânt, dacă darurile Duhului Sfânt, dacă lucrarea Duhului Sfânt e uh, prezentă în biserică astăzi. Sigur că ne referim la biserica penticostală și în discuție putem să facem anumite comparații și cu alte confesiuni. Apoi, uh, o a doua întrebare este... Uh, și acum vă rog să fiți foarte atenți la contextul din 1 Corinteni 12 cu 30, dacă toți vorbesc în limbi. Pentru că acolo este un text în epistola către Corinteni, în capitolul 12, unde Apostolul Pavel spune că Dumnezeu a rânduit în biserică diferite daruri. Dar toate le face unul și același Duh, Duh Sfânt. Și unul i-a dat darul tămăduirilor, altuia i-a dat darul prorociei, altuia i-a dat darul tălmăcirii, altuia i-a dat darul vorbirii în alte limbi. Iar în acest context, Apostolul Pavel pune întrebarea, oare toți fac minuni, oare toți uh, pun mâinile și se întâmplă vindecarea? oare toți tălmăcesc limbile, oare... Și merge până acolo încât spune, oare toți vorbesc în alte limbi. Și în acest context înțelegem că nu e vorba de vorbirea în limbi ca semn al botezului cu Duhul Sfânt, ci e vorba de acest dar, de vorbirea în limbi, ca dar pentru zidire sufletească a celui care vorbește în alte limbi. O să revenim puțin la asta Sper, chiar în această seară. Apoi, a treia întrebare era dacă uh, roada Duhului Sfânt cu dovada sau evidența Duhului Sfânt este unul și același lucru. Pentru că, în multe discuții, apare această uh, contradicție. Oameni care vorbesc în limbi, dar. La capitolul caracter sau la capitolul roadă, sunt mai deficitari. Unii au mers în extrema în care au spus: Dacă ești botezat cu Duhul Sfânt, trebuie să ai roada Duhului Sfânt. Și au dreptate. Și cu toate acestea, nu aceasta este evidența sau nu acesta este semnul sau dovada botezului cu Duhul Sfânt. Ca atare. De exemplu, Petru la Rusalii n-a zis, păi să așteptăm puțin să vedem dacă aceștia care vorbesc în alte limbi uh, au și roada Duhului. N-a zis nici Anania în felul acesta când s-a dus să se roage pentru Saul din Tars. Nu s-au dus nici uh, uh, Petru și Ioan în Samaria, în capitolul 8 din Fapte, să verifice și să, să inspecteze situația. Ei s-au dus să-și pună mâinile peste noi credincioși, și aceștia s-au umplut cu Duhul Sfânt, au fost botezați cu Duhul Sfânt. Uh, nici Petru n-a spus în casa lui Corneliu: Acum că vorbiți în alte limbi, să așteptăm puțin să vedem evidența, adică să vedem roada. Ba din potrivă, el s-a dus la frați, s-a întors la Ierusalim. Frații, cum bine știți, în fapte, în capitolul 11, l-au luat la rost, au zis, cum ai putut să intri tu în casa unui, unui păgân, a unui neteat împrejur și argumentul lui a fost foarte simplu și clar. Domnul le-a dat Duhul Sfânt, la fel cum ne-a dat și nouă, la început. Ăsta a fost semnul, asta a fost evidența. Deci, iată că la această întrebare... Iarăși trebuie să fim atenți cum se răspunde. A patra întrebare, deci vă rog să rețineți, eu doar enumăr cele cinci întrebări și probabil că o să încerc să mă ocup de una din ele, că nu, nu e timp de mai mult, dar se cuvine să le, să le enunț, să le, să le prezint măcar. A patra întrebare subliniază manifestarea individului sau manifestarea emoțională a celui care este botezat cu Duhul Sfânt. Și acum dacă aceste manifestări emoționale pot să devină un criteriu sau un principiu de evaluare. Sigur că omul este o ființă emoțională, sigur că avem manifestări diferite. Românii de exemplu chiar și când se bucură plâng. Asta o să vi se pară destul de, de interesant, dar adevărat. Pe când, dacă urmăriți textele din Scriptură, atunci când se vorbește despre prezența Duhului Sfânt, imediat, în imediata apropiere a acelei mențiuni, este bucuria, bucuria și oamenii se bucură diferit, se manifestă diferit, dar nu se poate face din. O, o grilă și nu se poate face o evaluare și să spui: Uite, dacă ai primit Duhul Sfânt, așa trebuie să te manifesti. Trebuie să tremuri, trebuie să te zgânți, sau trebuie să te dai de pământ, sau trebuie să stai lipit de un scaun. Am întâlnit odată o situație la Timișoara, poate nu trebuia să spun unde, dar la Timișoara, acum am spus oricum. Și persoana respectivă. Stătea pe scaun, pe stage, pe... acolo, și stătea pe scaun și spunea fraților, puterea Domnului e așa de mare peste mine că nu mă pot ridica. Nu mă pot ridica. Și stătea acolo, așa, cu mâinile în jos și toți, câteva sute de oameni, se uitau la el și uh, sună mai degrabă cu, cu uh, un spectacol de prost gust sau de proastă calitate. Deci nu... Nu se uh, fac asemenea uh, aberații sau asemenea exagerări. Chiar dacă omul este sub o anumită putere, nu se folosește acea manifestare, mai ales în public, pentru show, pentru, uh, știu eu, scoaterea în evidență a unor lucruri sau altora. Nu e timp. Deci, iată, nu e timp să dezvolt. Dar multă, mulți ani în urmă, în școală, venit din România și venit din Europa, și nu eram singurul student de acolo, din clasă, aveam întrebarea: Cum se face că voi, americanii, când vine cineva să roagă pentru voi și vă atinge, voi cădeți pe spate? Și am zis: Uite, dacă ne uităm în Biblie, se vede că cei care cad, cad, cad de obicei pe burtă. Cad de obicei pe față, cu fața în jos, nu cad pe spate. Păi așa s-a încetățenit de vreo 70 de ani fenomenul ăsta. Asta s-a întâmplat la începutul anului 90. Și după aceea noi am zis, da bine, dar cum de nu cade ăla care îl ține? Dacă tot e așa puterea Domnului de mare, că omul nu mai poate sta pe picioarele lui, dar ăla care îl ține când cade, ăla nu cade niciodată, nu? Ăla e pregătit, ăla e într-o altă, într altă stare. Sunt so, anumite lucruri care, dacă mă înțelegeți, ce vreau să spun și să subliniez, așa într-o extrem de scurtă trecere, aceste întrebări trebuie luate pe rând și dezvoltate și tratate frumos, dar uh, nu se poate merge nici într-o extremă. Adică nu se poate. Uh, să se refuze orice trăire, orice manifestare, să spun gata, nu te-a manifestat de niciun fel, că nu-i corect, că s-ar putea să aluneci într-o extremă și să... nu-i de la Domnul, cum spunem noi. Nu-i bună extrema aceea. Suntem oameni emoționali și ne manifestăm în diferite feluri. Ata doar că Dumnezeu ne dă înțelepciunea și maturitatea ca în public să nu facem teatru, să nu facem show, să nu facem spectacol, să nu facem... să nu arătăm spre noi, să arătăm spre Domnul. Cred că înțelegeți ideea. Tot așa nu se poate merge nici în cealaltă extremă și să se spună deci când vine Duhul Sfânt, trebuie să râzi. Sau când vine Duhul Sfânt, trebuie să plângi. Sau când vine Duhul Sfânt, trebuie să latri într-un anume fel să scoți un anumit sunet care seamănă cu un sunet de animal. Cu tot felul de aberații poți să întâlnești în diferite culturi, în diferite cercuri, în diferite medii și sigur că Scriptura vorbește despre trăiri sufletești. Ieremia 20,9 spune în când Duhul tău vine peste mine, Duhul profetic, în oasele mele este un foc mistuitor. Caut să-l opresc și nu pot. Da? Tot el, în capitolul 23, versetul 9, spune: Sunt ca un om biat din pricina sfintelor tale cuvinte. Observați? Până și cei de la Rusalii au fost criticați de anumiți oameni din audiență și au spus a, se pare că sunt uh, sub influența unei băuturi și Petru spune nu, nu sunt, nu, nu e așa. Judecați greșit dacă judecați așa. În Daniel 10, versetele 7 și 8, spune Daniel, când a venit Duhul Domnului peste el, a fost uh, cuprins de o mare spaimă și fața lui s-a schimbat și uh, puterea lui s-a scurs și uh, în Apocalipsa 1 cu 17 Ioan spune am căzut înaintea lui, am căzut la picioarele lui ca mort fapte 9, versetele 3 și 6, când s-a arătat Domnul lui Saul pe drumul Damascului, spune că Saul, tremurând, și plin de frică, l-au luat și l-au dus în cetate. Deci, iată că emoțiile sunt prezente, ele nu sunt uh, uh, ceva străin de trăirea noastră cu Dumnezeu. Dar nu putem să facem uh, criterii de evaluare și să le punem în categoria semnelor, să spunem, asta e corect, asta nu e corect, asta e bine, asta... așa trebuie să se manifeste. Duhul Sfânt se manifestă cum dorește El, iar vasul nostru de lut, vasul nostru omenesc, res, răspunde și reacționează în diferite feluri. Un om care iubește pe Domnul, un, un om matur, un om uh, smerit, un om pocăit, nu va face nimic care să atragă atenția asupra lui. Sigur că trebuie revenit la asta și trebuie discutat mult mai mult. Și al cincilea, al, cincile, al cincea întrebare era: Dacă există într-adevăr două feluri de vorbire, și anume vorbirea rusaliană și vorbirea corintiniană. Noi, pentecostale suntem adesea acuzați, foarte greșit acuzați, și foarte nebiblică această și nefondată biblică această acuzație, că în cadrul adunărilor noastre, de fapt, se manifestă uh, o vorbire în limbi sau o, o formă de manifestare, ca și în Biserica din Corint. Niciodată nu o să-l auziți pe Apostolul Pavel, cel care a plantat Biserica din Corint, care a fost părintele spiritual al acelei biserici, dar nu o să-l auziți niciodată. În, uh, el, practic, a scris patru epistole către Corinteni și se păstrează doar două. Dar, în cele două epistole, dacă urmăriți, Iotă cu iotă, adică literă cu literă, cuvânt cu cuvânt, nu o să găsiți nicăieri, dar absolut nicăieri, nici într-un context, nici oricum ați vrea să forțați contextul acela, ca Apostolul Pavel să spună, sunteți călăuziți de un Duh rău. Când vorbiți în limbi, când profețiți, când. Doar le spune, sunteți imaturi. Sunteți imaturi și nu știți să vă purtați în public. Nici la cina domnului nu știți să vă purtați în public, nici în relațiile dintre voi, nici în adunările de rugăciune, nici când profețiți, nici când tălmăciți, nici când vorbiți în limbi, deci o dovadă crasă, o dovadă uh, foarte, foarte uh, vizibilă de imaturitate. Asta acuză apostolul Pavel la ei. Dar nu se poate vorbi de două feluri, în sensul că unul e bun, cel de la Rusalii, din Ierusalim, vorbirea în limbă rusaliană, și unul rău, cel din Corint, vorbirea în limbă corintiană. Și ai corintiniană. Și aici am să, am să zăbovesc câteva minute ca să încercăm să facem un pic lumină. Vedeți, Întâi sunt acolo trei negații sau trei lucruri pe care doctorul Luca le spune sau de fapt redă predica lui Petru și vorbirea lui Petru și spune nu. În primul rând nu sunt intoxicați cu alcool sau cu must sau cu băutura măsitoare. Da? E decât ceasul al treilea din zi, adică ora nouă dimineață. Nici vorbă de asta. Apoi, mai există o versiune care spune că, știți, uh, ei de fapt vorbeau aramaica, asta era limba evreilor de atunci, și Domnul Iisus a vorbit aramaica. Am fost, uh, nu știu dacă să fac paranteza asta aici sau să nu o fac, dar probabil că o fac. Uh, deși nu mă ajută timpul deloc. Dar am fost recent cu fratele Lazar și cu fratele Claudiu într-o conferință pastorală unde s-au ridicat mai mulți păstori și au făcut o întreagă teorie despre traduceri, care e bună, care nu e bună, cum e cu Cornilescu, cum e cu Greaca, cum e cu asta, cum e cu cealaltă. Și discuția putea să, să meargă mult. Dar nu ne-am gândit niciodată că, de fapt, Domnul Iisus Hristos n-a vorbit în limba greacă. Domnul Iisus Hristos a vorbit în aramaică. Ori, Evanghelia e scrisă în limba greacă. O singură Evanghelie e scrisă în aramaică, cea a lui Matei, care la scurt timp a fost tradusă în limba greacă. Dar Marcu, Luca, Ioan au scris direct în greacă. Deci, deja, cuvântul lui Iisus din aramaică este tradus în greacă. Atâta facem teoria cuvântului, că cum e, că ce cu traducere, cum e cu traducere. Sigur, e foarte important să știm și să fim cât mai aproape de text. Dar um, unii au zis, vis-a-vis -vis de, de această subliniere, că, um, el, de fapt, ei vorbeau ara doar că cei care i-au auzit, minunea a fost că cei care i-au auzit, uh, i-au auzit vorbind în limba lor. Deci minunea n-a fost cu cei care vorbeau, ci minunea a fost cu cei care auzeau. Este o speculație nefondată biblic. Deci Biblia nu spune treaba asta. Biblia spune cu totul altceva. Și apoi, a treia negație, nu a fost un caz de vorbire incoerentă. Așa cum se spune mereu despre carismatici sau despre pentecostali că a, ah, păi ei bolborosesc, ei cad în trans, ei atâta se roagă până nu mai știu ce e cu ei și uh, se întâmplă niște lucruri foarte uh, nebiblice și, și foarte ciudate. Nu, acolo este vorba de o vorbire, o vorbire clară, o vorbire cursivă, o vorbire cu sens, o vorbire care a fost înțeleasă de cei care ascultau. Și o să vedeți cea corintiană, ce are uh, diferit sau ce are unic în felul ei. Da? Deci, fenomenul acesta al vorbirii în alte limbi în ziua Cinzecimii a fost o absolut manifestare supranaturală, frați și surori, divină, Dumnezească. Adică, oamenii aceștia au vorbit în alte limbi, în limbi care. Uh, nu le-au învățat la școală. Ei nu s-au dus la școală să învețe limbile materne a celor care au venit la Ierusalim pentru sărbătoare. Da? Unii sunt de părere că aceste limbi au fost aramaică, greacă și latină și că au fost limbi cunoscute în toate regiunile menționate. Știți că acolo se dă o listă cu grupe, vreo cinci grupe de oameni care au fost prezenți la, la Sărbătoarea Rusaliilor, la Sărbătoarea Cinzecimii. Nu am timp să merg, dar dacă vă uitați în Fapte 2, veți găsi cele cinci grupe de diferite etnii, diferite zone geografice și unii când interpretează aceste manifestări, spun, o, de fapt, e vorba de cele... Trei limbi de circulație mare și anume aramaică, limba care se vorbea în Israel, greaca, limba care se vorbea, lingua franca, limba care se vorbea în Imperiu, cum se vorbește azi engleză și te descurci oriunde cu engleză, aproape oriunde, sau latina, care era limba romanilor da? și că ar fi fost cunoscute de ei acolo. Da? Ce spune textul spune ceva foarte clar, spune așa, că pentru vorbitori acestea erau alte limbi. Da? Pentru vorbitori, pentru cei 120 care au vorbit, ei au vorbit în alte limbi. Și nu au fost limbi învățate la școală sau acasă sau învățate undeva. Au fost alte limbi. Iar pentru cei care auzeau, pentru audiență, pentru cei care au ascultat aceste alte limbi, au fost limbi materne. Limbile noastre. Adică aceștia erau fie evrei, fie prozeliți, adică convertiți la iudaism, din zonele acelea geografice, Creta, Pars, din Cipru, din nordul Africii, din... Egipt, din Alexandria, din Libia, părțile Cirenei, da? Și acum ăștia veniți din diferite locuri geografice și diferite țări și diferite zone, veniți la Ierusalim, au auzit pe cei 120, vorbind supranatural alte limbi, care erau limbile lor materne. Limbile lor materne, adică locul unde s-au născut ei. Și asta este minunea, și asta este miracolul uh, despre care trebuie să, să, să vorbim. Deci, uh, miracolul nu constă neapărat în conținut, deși și conținutul este fundamental. Ele, ei vorbeau lucrurile minunate ale lui Dumnezeu și vorbeau despre Dumnezeu și vorbeau despre Isus Hristos și despre uh, învierea lui și despre lucrarea lui. Dar miracolul se referă la modul în care Dumnezeu a găsit în ziua de Rusalii să comunice uh, cu ei. Da? În aceste uh, limbi străine pentru cei care le vorbeau și limbi materne pentru cei care ascultau. Acum, sunt câteva asemănări între limba rusaliană și limba corintiniană, și sunt câteva diferențe, vreau să le observăm pe scurt. Și anume, și manifestarea supranaturală a limbilor la Rusalii, și manifestarea supranaturală a limbilor în biserica din Corint, da? în comunitatea din Corint, acolo unde capitolele 12, 14 vorbesc... Din abundență despre aceste manifestări, ei, și una și alta au același autor, Dumnezeu. Și una și alta sunt de origine divină, de origine, au aceeași natură, au aceeași origine, au aceeași manifestare supranaturală, doar că diferă scopul și locul. Da, o să vedeți. Când ne uităm la diferențe, o să observați diferență nu numai de loc, adică una e în Ierusalim, cealaltă în Corint, dar o să observați și o diferență de scop. Și anume, trei asemenea diferențe. În fapte, vorbirea în alte limbi era direcționată spre audiență. Da? Ei vorbeau în alte limbi pentru audiența care era de față. Pentru că ei vorbeau în alte limbi, ei nu știau ce spun. Duhul Sfânt îi folosea, Duhul Sfânt a luat în primire mintea lor și limba lor, dar cei care îi ascultau pricepeau perfect, pentru că vorbeau în limba maternă a celor prezenți. Deci, în fapte, vorbirea rusaliană, dacă vreți, era vorbirea direcționată către audiență. În Corint, în schimb, în Corint, vorbirea în alte limbi nu este direcționată spre audiență. Decât în cazul în care este tălmăcire sau decât în cazul în care uh, mesajul este unul profetic. Dar în Corint se spune că această vorbire este direcționată către Dumnezeu. Iată versetul 2 din capitolul 14. El nu vorbește oamenilor, ci vorbește cel care vorbește în alte limbi, spune Pavel corintenilor, da? Vorbește lui Dumnezeu și nu vorbește oamenilor. Vorbirea rusaliană a fost direcționată către audiență, vorbirea corintiniană direcționată către Dumnezeu. Deci, aceeași vorbire, aceeași natură, aceeași calitate, aceeași, același autor, dar scopul e diferit. În Ierusalim, e direcționat pentru audiență, în Corint e direcționat către Dumnezeu. A doua diferență. În fapte, limbile sunt recunoscute, sunt înțelese de către cei prezenți. Vorbeau în limbile lor materne. Fie că erau din Africa, fie că erau din Creta, fie că erau din Cipru, fie că erau din Mesopotamia sau de unde erau? Din Roma? Da? Deci, în fapte, limbile acestea sunt înțelese, sunt recunoscute. În Corint, din potrivă, Pavel chiar spune, dacă nu ai tălmăcirea, nu vorbi în public, pentru că nu zidești pe nimeni, nu folosește nimănui, nimeni nu înțelege, nimeni nu înțelege ce spui tu. E necesar acel dar al tălmăcirilor. Și a treia subliniere, în fapte, vorbirea în alte limbi este dovada unui semn inițial, semnul inițial al botezului cu Duhul Sfânt. De ce spun inițial? Pentru că vă amintiți din prima parte a lecției când am vorbit despre uh, precedentul istoric și ne-am uitat la ce s-a întâmplat la Ierusalim, ce s-a întâmplat în Samaria, ce s-a întâmplat în Damasc, ce s-a întâmplat în Cezarea, în casa lui Corneliu, ce s-a întâmplat în Efes, cu ucenicii lui Ioan. Și am văzut că peste tot vorbirea în alte limbi a fost înțeleasă și percepută de apostoli ca semn. Da? Vorbirea în alte limbi ca semn. Deci vorbirea în cadrul rusaliilor și experiențe de la rusalii a fost ca evidență și ca semn a botezului cu Duhul Sfânt. Știu că este și învățătura care spune că poți fi botezat cu Duhul Sfânt și să nu vorbești în alte limbi. Dacă este o asemenea afirmație, ea nu are suport biblic. Suportul biblic spune clar. Domnul le-a dat Duhul Sfânt și, nou, și lor ca și nouă la început. Ucenicii lui Ioan vorbeau în limbi ca și apostolii 120 la început. Era alt loc era alt scop, dar Ducul era același. Originea, sursa, autorul era același. Scopul, în schimb, era diferit. Scopul la Rusalii a fost pentru audiență, pentru ca ei să priceapă, pentru ca ei să audă un mesaj absolut supranatural, iar în Corint, scopul este pentru zidire sufletească. Așa spune... Pavel acolo. Deci, a treia mențiune, în fapte sau în, în, în Ierusalim, vorbirea rusaliană, dacă vreți să, ne, să continuăm această, acest, acest, mod de exprimare, vorbirea rusaliană este evidența botezului cu Duhul, semnul botezului cu Duhul Sfânt, pe când în Corint este dar, vorbirea limbi ca dar vorbirea în dar dar este același duh, este aceeași vorbire în limbi, sigur cum o dă Duhul, poți să vorbești, dacă v-am spus și altă dată pe 30 decembrie 1900 în Kansas, în Topeka, o localitate micuță lângă Kansas City, era o școală biblică se numea Bethel Bible School și acolo un frate metodist, un păstor metodist, un slujitor, avea o, o mică școliță biblică, avea câțiva studenți, nu mulți, poate 20, dar avea și studenți din Africa, avea și studenți din alte țări. Și Charles Parham, Charles Parham a zis, uite, eu merg în vacanța de iarnă, să predic, sunt invitat să predic în diferite biserici, voi mergeți acasă, dar care nu aveți unde să mergeți acasă, că sunteți departe, rămâneți aici și vă dau tema de casă, a zis el. Și tema de casă a fost aceasta. De fapt, studenții au început subiectul și au zis, păi ce e acolo în Fapte 2? E ceva pentru noi sau e numai pentru atunci? Și Parham, ca să scape de răspuns, n-a vrut să le dea răspuns, a zis, vă las să studiați două săptămâni până vin eu, voi să studiați. Și copiii au studiat, s-au rugat, au discutat și foarte sincer, ca niște copii la suflet, au zis, haideți să ne rugăm pur și simplu, să vedem dacă experiența aceasta e pentru noi acum, Dumnezeu ne-o dă. Dacă nu e pentru noi, nu ne-o dă. Și S-au rugat. Și chiar în noaptea de revelion, noaptea de 30 decembrie 1899 spre 1 ianuarie 1900, prima care a vorbit în limba a fost o tânără din Africa, Agnes Osman. Așa o chema pe studenta aceea, Agnes Osman. Pentru două ore a vorbit cursiv și studenții nu aveau aparat de înregistrare, dar au scris. Au scris cum se ruga ea, pentru că vorbea frumos, vorbea cursiv, a vorbit vreo două ore la rând și apoi alții au experimentat botezul cu Duhul Sfânt. Deci nu e vorba de cădere în transă, nu e vorba de bolborosire, nu e vorba, e vorba de limba care ți-o dă Duhul să o vorbești. Doar că în Ierusalim, la Rusalii, targetul a fost audiența, în Corint se vorbește despre vorbirea în limbi în care cel care vorbește, vorbește nu oamenilor, ci lui Dumnezeu. Și cu Duhul el spune taine. Și se zidește, sufletește pe sine. Pe sine. Deci este numai diferență de scop. Nu e diferență de origine, nu e nimic uh, uh, păcătos acolo, nu e nimic vinovat acolo, nu e nimic uh, uh, de influență știu, omenească sau chiar demonică, este același Duh. Nicăieri nu-l veți găsi pe Sfântul Pavel spunând, o, voi din Corin, când vorbiți în alte limbi, sunteți mânați de alte duhuri și aveți grijă că vă conduce nu știu cine. Nu, nu, nu. El spune doar, sunteți imaturi, nu știți să vă comportați și uite cum să faceți, și uite cum să vă rugați, și uite de ce să faceți asta. Deci, E foarte important să pricepem aceste lucruri. De altfel, botezul Duhului Sfânt, scopul botezului cu Duhul Sfânt nu este, nu este, dragii mei, pentru, pentru, mântuirea sufletului. Știu că mai de mult era câteodată cineva care ar fi spus, dacă nu vorbești în limb, nu ajungi în cer. Alții spun, dacă nu ții sabatul, nu ajungi în cer. Alții spun, dacă... Um, știu putem continua. Și au făcut, au făcut din, dintr-o doctrină condiție a mântuirii. Ori în centru mântuirii este credința în Domnul Isus Hristos. Iar botezul cu Duhul Sfânt, botezul cu Duhul Sfânt în încheiere, doar spun aceste enunțuri, este dat pentru mărturie Evangheliei. Iată semnele care vor însoți pe cei ce vor crede. Marcu 16. Și Domnul însoțea, spune în Cartea Evreilor, și Domnul însoțea Evanghelia lor cu semne, puteri și minuni și darurile Duhului Sfânt împărțite peste ei. Pentru slujirea în puterea Duhului Sfânt, pentru că slujirea nu trebuie să fie omenească, firească, lumească, cu energiile noastre nu putem face nimic. Duhul Sfânt e arhitectul bisericii. Biserica este o, o, un organism divino-uman în care nu noi controlăm lucrurile. Ce frumos a fost mesajul de duminică dimineața. Și Duhul Sfânt. Haideți să ne ridicăm la rugăciune, să încheiem, să mulțumim Domnului. Îmi pare rău că timpul nu-mi permite nici de data aceasta prea mult decât am enunțat cele cinci întrebări și m-am oprit la ultima pentru o clarificare între vorbirea rusaliană și vorbirea corintiniană. Nu e decât o diferență de scop și de loc. Dar nu e diferență de autor, nu e diferență de natură, de sursă, e același Duh, Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Fie ca Domnul să înflăcăreze în noi darul, și uh, cum spune, știți cum, 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 uh, cum, sfârșește capitolul 13 și începe capitolul 14, umblați după darurile cele mai bune, dar mai ales să prorociți, să profețiți. Adică biserica în sine, biserica apostolică, biserica lui Dumnezeu este o biserică profetică. Ea are un mesaj profetic. Sigur că sunt oameni cu slujbă profetică, sunt oameni cu dar profetic, dar ca popor al eclesiei, ca popor al bisericii, noi suntem un popor profetic. Și Duhului Dumnezeu trebuie să fim deschiși să ne vorbească și să cultivăm dorința aceasta de a ne vorbi Dumnezeu. Ne rugăm împreună.